Sunt dezamăgit pentru că au apărut niște comentarii și replici la adresa mea și vreau să vă dau replica. Tu nu vezi pe unde mergi, pe unde treci, tu nu realizezi că mă enervezi și s-ar putea să te lovesc cu o vorbă, două, trei, să-ți demonstrezi că nu e așa cum crezi, tu ai o părere proastă despre mine, păstrează pentru tine. Dar sunt băiat sărac, am sufletul bogat, iubesc cu adevărat. Ce faci cu banii dacă ajungi în deșert sau pe insulă pustie, nu sunt magazine, banii se egal cu zero. Sau un exemplu mai concret, nu mă duc la Dumnezeu să-i dau bacșișul greu, să mă primească la el, ai înțeles mesajul meu, să trecem mai departe, fotbalul mă stresează, muzica mă relaxează, să fie o piesă tristă pentru toate persoanele care au iubit și care au suferit. Eu vreau la munte, tu vrei la mare, eu vreau la umbră, tu vrei la soare, vreau fructe de pădure, mere și legume, tu vrei ciocolată, suc și înghețată, tu vrei pe vapor, eu pe avion, la tine vreau să zbor, pentru că te ador. Viața mea e ca un vis și trăiesc ca în paradis, am momente când sunt trist. Lia, ce mult te-am căutat până ce te-am aflat, ce mult am suferit până ce te-am găsit, multe nopți nu am dormit și la tine m-am gândit, multe zile au trecut de când nu te-am mai văzut, ce departe ești de mine, încă mă gândesc la tine, ce departe ai plecat, să știi că nu te-am uitat, în sufletul meu vei fi și mereu te voi iubi, primăvara a venit, florile au înflorit, iubirea noastră s-a ofilit, pentru că soarta ne-a despărțit.